Bine v-am regăsit, dragii mei! Sunt Nicoleta Gâdea. Astăzi vă voi prezenta câteva informații referitoare la importanța activităților fizice pentru sănătatea organismului. V-ați întrebat vreodată dacă există vreo diferență între exercițiul fizic și activitatea fizică? Desigur, exercițiul fizic este o activitate fizică complexă care este programată, este repetabilă și necesită anumite abilități. Pe de altă parte, activitatea fizică se referă la orice mișcare produsă de mușchii noștri care presupune consum de energie. Activitatea fizică se referă la practicarea zilnică a unor activități variate pe diferite niveluri de intensitate. Astfel, activități care presupun un consum minim de energie ar fi practicarea unor jocuri de masă, organizarea ghiozdanului, o scurtă plimbare, menținerea igienei personale sau efectuarea unor activități gospodărești. Activități care presupun consum mediu de energie. Mersul cu bicicleta sau cu rolele. Mersul rapid, alert. Activitățile sau jocurile distractive de la locul de joacă. Printre activitățile care presupun un consum mare de energie, am putea enumera alergarea, săritul coardei, înotul, jocurile cu mingea, precum fotbalul, voleiul, basketul sau altele. Care sunt beneficiile activităților fizice? Activitatea fizică are numeroase avantaje. Menține o stare bună de sănătate și o greutate corporală optimă. Îmbunătățește activitatea cerebrală, asigură oxigenarea creierului și coordonarea mișcărilor. Contribuie la dezvoltarea unor trăsături pozitive de personalitate, cum ar fi perseverența, încrederea în sine, precum și a unor abilități sociale, cum ar fi cooperarea, spiritul de echipă, asumarea responsabilității. Contribuie la dezvoltarea armonioasă a corpului, întărirea oaselor și a mușchilor. Îmbunătățește calitatea somnului. Activitatea fizică încurajează o legătură puternică între părinți și copii. Oare cât timp ar trebui să aloce zilnic un copil activităților fizice? Specialiștii au stabilit că un copil are nevoie să desfășoare activitate fizică zilnic între 1 și 3 ore. Pot fi distribuite pe parcursul întregii zile. Ce ar putea face un copil pentru a reuși să desfășoare activitate fizică cel puțin o oră în fiecare zi? Iată câteva soluții. La școală ar trebui să participe activ la orele de educație fizică. În pauză să facă mișcare sau să participe la diferite jocuri care presupun mișcare. Să vină la școală cu bicicleta sau cu rolele. Să danseze. Activități care pot fi desfășurate ocazional în afara programului școlar. Să meargă cu bicicleta, să se joace cu prietenii la locul de joacă, să înoate, să joace fotbal, basket, volei, tenis. Activități care pot fi desfășurate zilnic în afara programului școlar. Să facă exerciții de înviorare, să facă ordine în cameră, să pregătească singur micul dejun, să meargă și pe jos la școală dacă acest lucru este posibil, să ajute la treburile casei. Copiii care desfășoară activități fizice sunt mai sănătoși, mai fericiți și se adaptează mult mai ușor la programul de școală. Iată câteva jocuri distractive care vă vor ajuta să rămâneți activi și în formă. Aleargă ca o gorilă. Mergi ca un păianjen. Sari ca un iepuraș. Răsfață-te ca o pisică. Întinde-te ca o girafă.
sari ca o căpriță. Haideți să ne mișcăm mai mult și să ne jucăm împreună. Familia ta este activă? Gândește-te la 5 modalități prin care familia ta rămâne activă. Sunt Nicoleta Gâdea. Până data viitoare, rămâneți activi!